Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a afirmat că renegocierea protocolului nu pune în pericol Uniunea Social-Liberală. Partidul Social Democrat a cerut renegocierea protocolului Uniunii Social-Liberale. Luni, după o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, s-a decis desemnarea unei echipe de negociere pentru rediscutarea, respectiv adaptarea protocolului Uniunii Social-Liberale la realitate. Săptămâna trecută, liderii PSD și în special premierul Victor Ponta au cerut partenerilor din USL să îl excludă din PNL pe senatorul Sorin Roșca Stănescu, urmarea declarațiilor repetate ale acestuia împotriva PSD și a primului ministru. Liberalii însă nu au luat nicio decizie tranșantă, Crin Antonescu spunând doar că de acum încolo nu vor mai fi tolerate atacuri ale liberalilor la adresa partenerilor social-democrați. Victor Ponta s-a declarat nemulțumit de reacția PNL și a anunțat că așteaptă o luare a unei decizii, avertizând că în lipsa unei hotărâri ferme împotriva lui Roșca Stănescu, USL nu mai poate funcționa. Și uite, așa s-a ajuns în situația în care PSD a cerut la începutul acestei săptămâni renegocierea protocolului USL. În opinia președintelui PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, renegocierea protocolului nu duce la ruperea Uniunii Social-Liberale. Totodată, domnia s-a spus că nu ascunde faptul că au existat unele probleme și în sânul Uniunii Social-Liberale Dâmbovița, dar că imediat și-au găsit rezolvare și nu a fost nevoie de o mediere la centru. Proiectul Uniunii Social-Liberale trebuie să continue. Eu cred că este în interesul țării și este un lucru pe care și-l dorește populația României, care ne-a votat masiv în urmă cu numai câteva luni de zile. Și în al doilea rând, cred că trebuie să asigurăm funcționarea corectă a acestei coaliții de guvernare, pentru că aici trebuie să fim cu toții părtași și la lucrurile bune, dar și la măsurile unele care nu sunt neapărat populare, dar care sunt absolut necesare pentru asigurarea guvernării. De aceea cred că renegocierea protocolului nu urmărește decât să stabilească lucruri foarte precise, ieșim dintr-un cadru general și intrăm pe lucruri foarte precise legate de conduita noastră ca parteneri în această coaliție de guvernare. Eu cred că trebuie rediscutate anumite aspecte, trebuie puse lucrurile la punct și coaliția trebuie să continue să guverneze, pentru că este nevoie și România are nevoie de o guvernare stabilă. Dar au fost unele probleme în funcționarea USL? S-au rezolvat aceste probleme? Punctual am rezolvat și dovada cea mai bună e prezența tuturor la ultima ședință de Consiliu Județean. Sunt și alte lucruri în dispută și vom încerca să le reglăm fără să ieșim neapărat în public. Dar cred că și la Dâmbovița este loc de așezare pe baze mai corecte și mai normale a colaborării din cadrul Uniunii Social-Liberale. În loc să se rediscute protocolul Uniunii Social-Liberale și disciplina de partid, mai bine politicienii de astăzi ar căuta politici viabile de guvernare care ar duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale românilor.